Salutare tuturor și bine v-am regăsit după un test de anduranță, primul de acest fel pe care îl facem, cu un televizor OLED. Unul dintre cele mai tari pe care le-am putut găsi în piață, pentru că înglobează o tehnologie care ne place foarte tare. Ambilight, în cazul acesta pe trei laturi. Și dacă am zis Ambilight, v-ați prins că este vorba despre un Philips, iar modelul pe care noi îl avem aici în spate este un Philips 65 OLED 803 12 Per 12, zice Radu, că vine de la mai mult RAM. Eu zic să credem pe cuvânt că s-a uitat la specificații. Eu însă m-am uitat la televizor în ultimul an, multe luni de zile. L-am luat efectiv și l-am pus la muncă și am vrut să mă lămuresc în legătură cu o mulțime de mituri referitor la tehnologia OLED, dar și să văd exact cum îl poți folosi în viața reală, cu Ambilight plus Hue. Despre un televizor care poate controla și lumina din încăpere, vorbim așadar în minutele care urmează. Un OLED de cea mai nouă generație de la Philips, unul între alea valoroase, iar modelul pe care noi îl avem aici, zic de la început, îl poți găsi în piață la prețuri de peste 12.000 de lei. Dacă prețul este o barieră pentru tine, mai bine te uiți doar de dragul informațiilor și să vezi ce o să obții mai cu reducere mai încolo. 65 OLED 803 este a treia încercare a celor de la Philips să intre pe această piață a OLED-urilor. Panelul nu este al lor, însă ei au introdus câteva lucruri în plus ca să facă televizorul mai interesant. Dar să o luăm cu începutul. 65 de inci în diagonală și un panel 4K de ultimă generație, care se vede, așa cum te aștepți de la un OLED, foarte, foarte bine și designul de asemenea a fost făcut cât se poate de simplu, atunci când ai la dispoziție un ecran atât de subțire, cu o ramă atât de subțire, de ce ai vrea să te complici cu alte lucruri? O foaie de sticlă neagră cu o ramă metalică de jur împrejur, iar în partea de jos picioarele sunt efectiv două bucăți metalice care pe una dintre ele scrie Philips, acolo mai încăput logo-ul. Asta îmi place foarte tare la televizoarele de ultimă generație. Ajung să fie atât de discrete, atât de subțiri, atât de minimaliste, încât nu mai încape logo ul în nicăieri. Adică ce era? S -s -s să se apuce să-l scrie aici pe rama asta de un centimetru care merge de jur în împrejur neagră ar fi fost destul de urât. Din punct de vedere al designului, nu ai ce să reproșezi unui ecran atât de simplu și care se vede atât de bine. Cât de bine se vede însă împreună cu Ambilight-ul, haideți să ne clătim puțin ochii și apoi vă bag în specificații. E destul de greu să numeri LED-urile de pe spate, dar dacă vrei să înțelegi cum funcționează Ambilight-ul, e simplu. Are led un sistem de leduri, la început era chiar o bandă LED, acum a mai avansat, care funcționează aproape, este undeva la limita între leduri de lumină colorată și mini-proiectoare, care iau culorile de pe ecran și le proiectează pe perete, astfel încât vizionarea să fie cât mai imersivă. Imersivă vine așa din engleză, sună interesant, dar secretul științific din spate nu doar că arată foarte bine, ci îți odihnește ochii. Este mult mai ușor să te uiți la un film, la o scenă de acțiune sau la orice vrei tu pe timp de noapte, atunci când încăpere este întuneric, dacă vederea ta periferică vede de jur împrejurul televizorului ceva lumină. Dacă nu ai un televizor cu ambilight, îi pune pur și simplu o veioză mică în spate și o să vezi că deja e mult mai odihnitor. Nu te mai simți la fel de obosit după un film, două, un binge la serialul tău preferat. Dar dacă ai ambilight, nu doar că ai o geană de lumină în spatele televizorului, ci ai culori care se proiectează și forme în spatele televizorului pe 180 de grade. Poți să duci experiența și mai departe dacă în casă folosești corpuri de iluminat de la Philips Lighting Signify, cum se numește mai nou, care au tehnologie Hue. Fie că vorbim despre becuri Hue, fie că vorbim despre Benz LED sau orice alt corp de iluminat cu tehnologie Hue, el poate fi adăugat în, din meniul televizorului. Poți să-i spui televizorului unde se află acel corp în încăpere și va proiecta de pe laturi și de pe colțuri acele culori pe acele corpuri de iluminat. Eu am testat lucrul ăsta, spre exemplu, cu un lampadar care are un bec și care este în spatele meu. Și în timp ce mă uit la televizor, lumina de pe partea din dreapta spate, acolo din colțul din dreapta sus, e proiectată cumva și pe spate. La fel am mai folosit și partea de tavan și în toată încăperea am o, -o ușoară baie de lumină care îmi ajută vederea periferică. În să se ajusteze mai ușor la condițiile de lumină și de pe ecran, astfel încât trecerea între scenele foarte luminoase și scenele mai întunecoase de pe ecran să nu fie șocantă pentru ochi, obositoare, să zicem. În esență, dacă ne-ai mai auzit vorbind despre panouri OLED 4K, știi deja că cele mai bune vin de la LG, sunt cele mai mari producători, iar panoul de aici este furnizat de același furnizor și este același pe care îl găsești și pe seria lor CE8. C8, E8 și așa mai departe. Și aici implementarea suplimentară a celor de la Philips este sistemul Ambilight, dar și partea de procesare. Cum faci cu un ecran 4K să se vadă bine? Te se adaugi un procesor de imagine. Procesorul celor de la Philips se numește P5 Perfect Picture, o denumire de marketing pentru un procesor însă tactat ceva mai sus, care consumă o idee mai mult curent, dar care este capabil să proceseze scene de film rapide, însă și toate standardele de HDR pe care le poți primi de la servicii de streaming sau eventuale servicii de televiziune la care puteai putea fi abonat, care să oferă așa ceva, dar nu la noi. Singurul care lipsește este Dolby Vision, dar ne putem convinge de chestia asta în Netflix. Wondering Earth, vezi, doar zice HDR, dar nu zice Dolby Atmos și Dolby Vision, pentru că nu le știe pe astea două dar are HD. Așadar, la capitolul calitate imagine, ești acolo în prezent. Mai puțin de 1% dintre utilizatorii de televizoare care se uită la filme online, știu de la cei de la Netflix, se uită în 4K. Dacă tu ai un televizor 4K, deja ești între cei 1% care se uită în 4K. După care, dacă mai adaugi și faptul că ai tehnologie HDR, cred că ești între cei 1 la 1000 care au astfel de televizoare, și standardele suplimentare de sunet, iarăși sunt un mare plus, însă, cred eu, doar cu o cutie suplimentară în cazul acestui televizor. Ajungem și la sunet după ce vorbim de conectică. Hai să vedem un pic cum conectăm acest televizor la tine, la obiecte din casa ta și la internet. Păi, pentru asta vei avea nevoie de o interfață CI pentru cardurile digitale de TV, așadar nu mai ai nevoie de acel set-top box urât. Ai la dispoziție două porturi USB. 4 porturi HDMI și toate sunt cu ARC, adică cu Audio Return Control Primul este și cu MHL pentru încărcarea telefonului Sau pentru a conecta cu un cablu un telefon pe care să-l faci mirroring dar să poți să-l și controlezi Mai poți conecta evident și un Chromecast pe aceste HDMI-uri Dar eu cred că nu ai nevoie pentru că e deja integrat În hardware-ul televizorului Audio out pe optic Iar rețeaua de internet evident, pe RJ45, adică un cablu de rețea, cum te sfătuim de fiecare dată să folosești. Partea de internet însă este cea mai importantă, iar televizorul are un modem de Wi-Fi AC, adică se poate conecta și pe rutere mai noi și pe rutere mai vechi cu viteză suficient de bună, mai ales pentru filme că te interesează în primul rând asta pentru a vedea uh, filme și clipuri de pe YouTube sau de pe Netflix, de pe Amazon, de pe Rakuten, de pe ce te uiți, în 4K, acolo unde ai nevoie de vârfuri de 20, 25 de megabits pe secundă, însă într-un uh, într -un, într -un transfer din ăsta susținut de informații. Ai nevoie conexiunea să fie stabilă. Recomandarea noastră însă este ca de obicei, desigur, oricât de rapid ar fi Wi-Fi-ul de pe televizor, folosește un cablu de rețea. Haideți să mai vorbim puțin despre calitatea imaginii. Pentru partea de vizionare de filme ai nevoie de această procesare suplimentară pentru a vedea foarte bine filmele care vin deja la calitate înaltă, 4K, HDR, iar pentru asta este capabil să decodeze standardele HDR10 și HLG. Procesorul de imagine despre care vorbim însă nu este important doar pentru Netflix, vă spuneam și filme, ci el este util și pentru upscaling. Pentru că în cea mai mare parte a timpului, dacă o să la televizor, nu o să te uiți în 4K. O să te uiți în cel mai fericit caz în Full HD și vei avea nevoie de o procesare prin care televizorul se ia semnalul de bază și să ridice la rezoluție 4K printr-un machine learning, să zicem un fel de AI din ăsta, de marketing, însă e important să știi că procesorul acesta a văzut suficient de multe imagini încât este capabil să reconstruiască bucățelele lipsă și să ai o imagine bună. E o tehnologie pe care o folosesc toți producătorii serioși din domeniu, astfel încât, de aceea, te poți bucura de un 4K și când te uiți pe Full HD. Partea de mișcare este iarăși importantă pe televizoare, iar procesorul este capabil să introducă niște cadre suplimentare sau să scoată din ele în funcție de dinamica filmului în momentul în care cumperi un televizor ieftin, asta este una dintre primele chestii pe care le pierzi. Televizoarele acelea nu sunt în stare să gestioneze imagini cu mașini care se mișcă repede, mingea de fotbal de care am mai vorbit, scenele de acțiune se vor vedea mai prost pentru că pur și simplu vor sacada. Pe un astfel de televizor imaginea nu sacadează, se vede lacrimă evident când este lent, foarte bine detaliat, dar și când este rapid ai senzația de mișcare rapidă însă fără acele sacadări săcăitoare. Partea de negru, da, v-am obișnuit că negrul este infinit, la Philips nu. Deși folosesc un ecran care este capabil de așa ceva, ei au ales să dozeze puțin altfel acest negru și să-l mai lumineze pe aici, pe acolo. Inclusiv în meniu principal nu văd chiar negru peste tot. Este o parte bună, poate fi o parte mai puțin bună, însă în combinația cu Ambilight-ul are sens. Pentru că ai atât de multă lumină de jur împrejur încât nu vrei să ai negru complet de jur împrejur. S-ar putea să fie o strategie câștigătoare, astfel încât să nu te frapeze atât de mult diferența asta între obiecte și lucrurile care se întâmplă pe ecran. Și ca orice OLED, are și un screensaver. Dacă nu folosești televizorul, o să pornească acest logo care se plimbă de colo-colo pentru a preveni burn-in-ul burn nu este o chestie de care știm de la plasme. Când rămâneau tot felul de chestii pe ecran, televizorul acesta funcționează, vă spuneam, aproape zilnic de un an și nu am nicio pată pe ecran. L-am forțat de câteva ori și l-am lăsat cu ecranul pornit și cu meniuri active pe el și da, are o oarecare remanență pentru câteva minute, însă vine apoi refresh-ul și se curăță. Peste noapte televizoarele OLED nu trebuie, atenție, scoase din priză. Îi dai off dar îl lași în pace pentru că undeva între 2 și 4 dimineața cele mai multe dintre ele pornesc, nu vezi tu nimic pe ecran, dar ele își pornesc cu un program de curățare a ecranului a tuturor pixelilor care trec prin diferite cicluri, astfel încât să fie resetați la culoarea de bază și să nu vezi tu a doua zi acolo unde e alb, verde, roz sau cine știe ce alte combinații de culori, iar separarea culorilor să fie în corectă. Când vorbim despre partea asta de nu doar full negru, ci și tonuri de gri, e o chestie utilă doar în filme mai întunecate, cum este Game of Thrones, unde nu vrei să fie chiar întuneric complet, vrei să mai vezi un detaliu, să înțelegi ceva, unde se vede scăpată vreo pahar de cafea, de, nu? Să nu-ți vorbim despre alea. Bun! Și cam atât. Asta este partea de calitatea a imaginii. Haideți să trecem la sunet care s-ar putea să te surprindă. Pentru că nu ne-am răzgândit. Nici la acest televizor nu putem recomanda sunetul on board, deși este mai bun decât la generațiile anterioare. E bun, dar nu e cel mai bun. Cu siguranță noi recomandăm un soundbar cu un subwoofer cel puțin. Adică îi pui un, o bară de sunet în față, cu boxe care pot dispersa sunetul prin încăpere și o sursă de bas. Într-un televizor atât de subțire nu ai cum să introduci fizic difuzoare suficient de bune chiar dacă ai vrea și să obții acest efect. De aceea hai să-i lăsăm pe cei care fac televizoare să facă televizoare și să-i lăsăm să ocupe de sunet pe cei care fac asta. Philips avea o divizie, cred că o mai are, dar nu prea le vedem suficient de bine în piață, produsele lor audio, însă nu sunt integrate în televizoarele lor. Mai degrabă și pe alea trebuie să le iei separat. Dar dacă vrei să știi, două difuzoare cu frecvențe medii de 10W fiecare și un subwoofer integrat pe spate, așa mititel de 20W. Adică în total 5 difuzoare. Sunetul este așadar bun. Sunetul este decent spre bun, bunicel, dar departe de calitatea imaginii. Dacă vrei să folosești la adevăratul potențial un televizor de 12.000 de lei, nu te poți baza nici în 2019 pe sunetul integrat. Telecomandă sau mai degrabă telecomenzi. Eu cred că în momentul ăsta telecomanda asta subțire de la Philips rivalizează Magic remote de la LG. Dacă cei de la LG mizează pe acel Magic Remote care are un mouse care îți zăpăcește capul, am făcut chestia asta la ultimul review, aici însă discreția și eleganța acestei chestii, zici că e desenată de un, samurai japonez, un artist japonez care face și săbii, le-a ieșit. Așa arată telecomanda lor standard și este în continuare una dintre cele mai complexe, dar și bune din industrie, dar așa arată telecomanda rapide. Le poți folosi pe amândouă simultan și hai să le luăm pe rând pentru că merită. Telecomanda principală este pur și simplu mare, babană și ai pe ea toate butoanele necesare și o să ajungi să folosești suficient de butoanele de sus. Mai interesează mai puțin numere de aici de jos, le, nu le-am folosit aproape niciodată, dar în partea de sus. Aici mă interesează butonul de ambilight. Sunt situații când vreau să mă joc cu Ambilight-ul și apăs pe buton. Apropo, nu trebuie să îndrept telecomanda către televizor, funcționează oriunde fi în încăpere. Și odată ce apeși pe ea, ai la dispoziție setări de urmați video sau urmați audio. Dacă dai doar muzică pe televizor, vei să facă niște culori. Sau poți să pui o singură culoare sau să pui un steag la steagul meu? Am pus steagul pe spate. Uite, mi-am pus steagul. Sau poți să pui o culoare, am pus portocaliu. Dacă vrei, în spatele televizorului, să nu se mai schimbe culorile, pui o singură culoare. Sau poți să urmezi audio dacă asculti muzică, sau urmați video, adică ce se întâmplă pe ecran, sau să-l oprești cu totul. Situații în care poate nu vrei deloc, în timpul zilei, mi-ar mi plăcea să se oprească aproape automat, pentru că într-o cameră luminoasă se vede prea puțin. Însă știi că e acolo. Standard, evident, că las să urmărească video. Dar, auzi, hai să-l ducem totuși la steag. Mi se pare, hai Hai să lăsăm pe, pe, pe continuarea acestui video să lăsăm pe steag și abia am, am ajuns la butonul de Ambilight. light. Am butonul de surse prin care pot să schimb rapid sursele. Uite, mi-am ales, evident, o țară pe care o cunosc. Aștept să-mi aleg. Și Senegalul e interesant aici. E simplu. Ok? La capitolul setări ai o mulțime de lucruri pe care poți să le faci și o să ajungi să le navighezi o singură dată ca să-ți rezolvi problema după care vei renunța la ele. Stilul de sunet, dar și stilul de ambilight. O setare foarte importantă este acest ambilight plus hue. Adică aici vei controla și becurile din casă dacă asta îți dorești sau le poți inactiva dacă nu vrei să aprinzi becurile prin toată casa când te uiți tu cu ambilight alte setări importante, volumul de căști, dacă dezactivezi audio, în timp să se stingă, dezactivarea ecranului dacă vrei doar să se audă, partea de conectivitate, aplicații, toate setările și dacă treci în toate setările, mai ai și mai multe. Mai vrei mai multe? Există și mai multe. Iar setările de Android se accesează tot din acest meniu de setări, când intri la mai multe, e un pic mai ascuns și așa ajungi la setările de Google Cast, stocare și resetare, despre tastatură, căutare, cunoaștere vocală, accesibilitate, locație, securitate, restricții și așa mai departe și conturile atașate. Aici la despre avem o veste bună. Faptul că noi am făcut o anduranță de aproape un an ne-a permis să primim și ultimul update de soft. Televizorul a venit cu Android 7, iar astăzi, după ultimul update, a ajuns la Android 8. De aceea și meniul e destul de diferit față de cum arăta ieri și se mișcă mult mai bine dovadă că aceste procesoare sunt uh, capabile câte vreme sunt ajutate și cu softul necesar. Se continuăm totuși cu telecomanda, că de ce am plecat. Top o chestie care nu m-a interesat prea tare, că nu știu ce să fac cu ea. Dacă apăs pe Top Picks, ar trebui să schidă o chestie din meniul televizorului Philips Smart TV, conectarea la internet, nu funcționează foarte bine la, la noi. Mm, cred că nici ei nu mai pun mare preț pe ea. Partea de Android e importantă și asta funcționează bine. Google Play, Movies and TV, Ghid TV, Hmm. Nu am eu conexiune la televiziune terestră uh, și atunci probabil de aceea este mai puțin utilă. Am un buton rapid de TV de trecut în, înapoi către TV dacă naviga prin televizor, ghidul de TV uh, și aici am partea de search, meniu, surse. Nici nu știu ce face, ce face chestia asta. Aici sunt la surse, meniu de TV. Pe avea surse și deasupra. Eu un pic alambicat. Sunt puține butoane care mă interesă cu adevărat. Foarte des m-am trezit că am folosit efectiv butonul de casă, care mă duce în meniul Android TV și de aici voi naviga cu butoanele direcționale și cu OK pe mijloc. Plusul ăsta nu știu ce face iarăși, nu l-am folosit niciodată, dar am buton de întoarcere din orice ar fi, butoanele colorate de teletext nu le-am folosit, butonul de Netflix rapid aici care mă ajută, volumul, canale nu l am folosit, mod, butoanele astea și DVR-ul care iarăși nu m-au interesat. Partea însă cea mai interesantă a telecomenzii de Philips este spatele. Pentru că pe spate ai o tastatură full QWERTY, împărțită în două și am mai văzut-o și pe generațiile anterioare și cred că sunt singurii care o, 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 păstrează și fac o treabă foarte bună pentru că atunci când vrei să bagi o parolă de Wi-Fi, o parolă la un cont, îți va fi mai mășcat, să întorci telecomanda și să tastezi aici. Odată ce întorci telecomanda, se activează automat cu un giroscop, butoanele de pe spate se inactivează și ai butoanele prin care poți să introduci, dar și niște butoane de confirmare și de trecut, inclusiv caractere speciale. O telecomandă care îți poate înlocui cu succes o tastatură și o mouse de care ai putea avea nevoie ca să poți folosi un Smart TV la adevăratul lui potențial. Dar vă spuneam că mai avem o telecomandă, însă telecomanda asta, asta nu are decât șase butoane dintre care unul inutil. Cel puțin la noi. Butonul primul, bine, asta de on-off, evident e important, o telecomandă mică, discretă, care și-a poate fi folosită de oriunde în încăpere, însă, în afară de butonul on-off, de sub ar să fie un buton de recunoaștere vocală. Și recunoașterea vocală pe Android TV, pe televizoarele cu o sistem de operare Android, în teorie funcționează foarte bine, am mai văzut-o și funcționează chiar și în limba română. Nu am reușit noi să o facem să meargă pe televizorul ăsta, mai așteptăm poate un update de soft. Dar partea asta de aici care arată așa foarte elegant, foarte cromat, este de fapt un trackpad, pe care îl poți folosi așa, dreapta, stânga, sus, jos. Și dacă vrei ceva anume, confirmi. Dar problema este că nu ai buton ai, ai butoane așa, dar nu ai play sau pauză. Am buton de întoarcere, butonul de home prin care mă întorc în ecranul principal al Androidului și butoanele de volum în cea mai mare parte a timpului e telecomanda de care ai nevoie este suficientă. M-ar fi ajutat totuși să mai aibă un buton de schimbat sursele. Dacă trec între televizor și un serviciu de streaming, iarăși era util să am aici, însă dacă navighezi suficient de mult din butoane, poți să ajungi și la intrări. Și cam acestea ar fi impresiile mele despre acest televizor după, vă spuneam, o perioadă suficient de consistentă de testare. ce îmi place cel mai mult e calitatea imaginii dar completată cu Ambilight face experiența magică. Asta e, acesta este sosul secret. Asta este avantajul competitiv important al celor de la Philips care îi păstrează în piață pentru că pur și simplu nimeni altcineva nu poate face, nu poate pune steagul României pe spatele televizorului sau să pună verde pe spate așa în timpul unui meci. Ați prins ideea. Ambilight-ul rămâne în continuare o chestie foarte faină și pentru asta pot recomanda televizorul de acum și în varianta OLED. Câte vreme nu vrei să dai căutări vocale prea des, decât atunci când o să meargă, dar calitatea imaginii este foarte bună, spre excepțională, la cel mai înalt nivel. Împreună cu Ambilight o fac o experiență foarte bună, dar pentru sunet, din nou, te încurajez să folosești o soluție externă. Și cam atât. Dacă ai 12.000 de lei de cheltuit și vrei neapărat un OLED cu Ambilight, ăsta e singurul. Nu prea ai opțiuni. Dar acesta este un 65 de inci. Este puțin la limită pentru o sufragerie tipică de bloc. Ai putea să faci o economie importantă, să cobori la 55 de inci. Dar dacă stai pe o canapea la 4 metri distanță de un astfel de ecran 4K de 65 de inci, experiența este foarte aproape de cinematograf. Pentru că la rezoluții mari, exact cum știi, recomandăm diagonale din ce în ce mai mari, până la 77 de inci da, poți să spui un televizor foarte mare chiar și într-o cameră mică. Ceea ce credeam imposibil acum câțiva ani, iată, este posibil. Un ecran de 65 de inci într-o încăpere de 14 metri pătrați este ok. Stai pe canapea și poți cu te perete alb în spate să ai o experiență de cinematograf fără sunetul de semințe sau de popcorn. Da, ok, cu toți vrem să mergem la cinematograf să vedem Avengers, măcar pentru asta cel puțin pentru asta. Și mai multe despre acest televizor poți să afli și prin linkul din descriere în articolul de pe blog unde te încurajezi să mai dai din când în când. Dă-mi un like dacă ți-am fost de folos, un share pentru prietenii tăi care au sigur 12.000 de cheltuit sau nu și un subscribe dacă vrei să mai vezi și alte televizoare uneori mai accesibile. Dar sigur televizorul ăsta o să fie mult mai ieftin peste 2 ani. Așa că măcar să știi peste 2 ani la ce să te uiți. Dacă vrei să dea mai puțin, să zicem de acum cât o să fie redus, să de obicei coboră la jumătate de preț în 2 ani. Dar rămâne doar între noi informația asta. Dacă, Cam atât. Da, StomaLink nu merge pe televizor, dar sigur merge pe telefon și pe tabletă. Îți recomandăm StomaLink dacă ai nevoie să ajungi la stomatolog. E mai bine să instalezi înainte să ai nevoie de stomatolog. Și gratuit. Descarcă pe telefonul tău, indiferent de model și de generație, aplicația Stoma Link. Este aplicația gratuită prin care te poți programa la orice stomatolog, la orice oră, din zi și din noapte. Și nu, nu te costă nimic să o descarci și să o folosești, iar dacă stomatologul tău nu o folosește deja, ai putea să-i vinzi și lui pontul.